Hei, salut lume și bine v-am găsit la 5-lea episod din Football Manager, cariera Journeyman. De data asta avem aici meciul împotriva lui Panetolikos. Nu mai contează, aici am ales echipa care va juca. Zivkovic pe bancă și intră Warda deoarece e puțin obosit. Și de asemenea am schimbat, l-am pus pe Crespo deoarece în ultimul meci, Michailidis a luat roșu în schimb. Echipa este la fel. Și hai să dăm drumul la meci. Ok, avem aici o fază de atac în minutul 5. Acolo Murk a reușit să scoată mingea. Schwab la minge acum pentru Pereira, care s-a întors la în primul 11. Din cauza regulii alea care n-ai voie mai mulți de 5 jucători non-europeni și cum l-am pus pe Warda să joace, trebuia să scot pe cineva și l-am scos pe Baba și l-am pus pe Pereira, ca să pot să am 5 jucători. Se pare că atacă aici echipa de la aproape să ne dea gol. Echipa, vreau să spun pane. Hai să spunem echipa pane. Ok. Warda pierde acolo imediat poziția mingei. Crespo la Schwab. Schwab acolo trece de un jucător către Colac, care pasează la Murk, șut și este gol, mă! Înscrie Thomas Murk, minutul 8. Frumoasă combinația acolo de pase a lui Colac și golul lui Murk. Și 1-0 în minutul 8. Vedem aici pasa. Schwab care trece acolo de jucător. Pasează lui Colac, frumos către Murk, care intră în spatele fundașului și face 1-0. Și trecem pe locul 6. Vedeți că e foarte strâns. Adică 3, 4, 5, 6, 7 și 8, 9 și 10 chiar. De fapt, de la 6 în jos, de la 6 în jos, nu, de la 3 în jos, echipele au aproape aceleași puncte, deci e foarte strâns clasamentul. Ce apărare aici a lui Pasha Lakis. Am crezut că va intra. De-aia am tăcut, dar aparent nu. Este corner aici. Bate Mendonza. Scoate de acolo Crespo. Jorge Diaz. Ok, nu știu ce a fost asta. Vanderson și se termină aici faza. Da, foarte strâns clasamentul, după cum spuneam. Va fi foarte greu să menținem un loc de playoff, așa că trebuie să câștigăm meciuri la rând și ideea să nu pierdem. Și acolo este golul lui Michael, dar este offside. Vedeți, asta spun aici, în cazul ăsta VAR-ul este inutil, adică doar pierdem timpul, este offside și plus de asta niciodată în viața mea de când joc Football Manager 2021, că asta abia acum s-a băgat chestia asta cu VAR, de când joc Football Manager 2021, niciodată VAR-ul nu a lăsat un gol, gen, să fie gol, mereu a fost anulat, n-a validat niciodată un gol. Deci asta spun, VAR-ul este cam degeaba în jocul ăsta, dar mă rog. Le-am spus acolo să nu creadă că meciul este câștigat. Dacă țineți minte, în episodul trecut am făcut 1-1 cu Larisa, parcă. Da, cred că cu Larisa. Mi-a dat gol din penalti. Și aici am pierdut posesia într-o parte unde nu trebuie să o pierdem, dar apără portarul nostru foarte bine. Nu știu cine a pierdut mingea, n-am văzut numele, dar da, cam asta trebuie să evităm, să pierdem mingea în zone din astea care sunt foarte aproape de poarta noastră. Vedem aici ce o să facă tipul ăsta. Ok, blochează acolo centrarea Michael. 60 de minute, se menține scorul de 1-0. Nu cred că o să scot pe nimeni, poate pe Warda și îl pun pe Zivkovic și văd că și aici și mijlocașul ăsta e obosit, îl punem pe Kagawa. Joacă amândoi, Zivkovic și Kagawa, 30 de minute. Ce se întâmplă aici? Ok, credeam că nu mai iau la mingea dată. Se pare că o să trimită mingea aia. Oh, la Murg! Apără portarul și după era și Colac care a încercat acolo să șuteze, dar nu a ieșit nimic. Am vrut să spun că o să trimită mingea aia în care și nu știu ce am zis, m-am apucat și am n-am.
Ok, 83 de minute, încă o oportunitate aici. De data asta pentru noi avem o lovitură liberă bătută de Murg și pe lângă poartă. Ok. Hai să vedem dacă menținem scorul. Nu o să mai spun nimic, după cum știți, în meciul cu Grecia, când era la Grecia sub 21, când am avut meciul cu Grecia sub 21, ne-a dat gol în minutul 94, după ce am spus că, hei, așa o să termine meciul, nu cred că o să mai se întâmple nimic și ce să vezi, imediat după ce am spus asta, pac, ne-am luat gol. Așa că acum nu o să mai spun nimic, aștept să termine meciul. Vedem aici că plecăm pe un ultim atac, posibil un ultim atac. Schwab joacă acolo la Murg, către Colac, șut și este gol și cu golul ăsta de 2 la 0 este garantată victoria. Dacă oamenii ăștia ne dau două goluri în 2 minute, nu mai mă joc jocul ăsta în viața mea. Dar da. Ok, și mai avem încă o portată, am crezut că o să termine jocul, se pare că mai avem aici o secvență înainte de asta. Schwab către Michael, la Colac, Kagawa, pasă acolo foarte bine către Colac și este fundașul care a fost atent și a pus piciorul în fața mingii și cu asta a oprit șutul și încă nu s-a terminat meciul. Ok, hai să vedem. Colac, Kagawa, ok, habar n-am ce a trebuit să fie asta, dar nu mai contează, se termină jocul cu scorul de 2 la 0 pentru noi. Până acum 4 meciuri, 3 victorii și un egal, care sincer, nu știu, am luat gol din penalti, dar asta e. Și următorul meci aici este în cupă deja. Măcar, nu știu, să vedem dacă putem să ajungem până în finala cupei, nu știu dacă reușim să câștigăm, dar dacă ajungem până în finala cupei ar fi destul de bine, zic eu. Acum avem aici contra NFS Volos. Și avem aici să-l împrumutăm pe Niki Nuna, dar nu o să-l împrumutăm, că este acolo o opțiune de rezervă pentru jumătatea, pentru mijlocaș. Tipul ăsta ce costă plece de pe gratis, nu are nimic, și ăsta la fel. Poate să plece, nu sunt jucători care pot să-i folosesc vreodată. Și o ofertă aici pentru portarul nostru, Pasha Alakis, de la Benevento și spune că s-ar putea să devină unsettled dacă nu acceptăm oferta. Ia să vedem ce din asta are el aici. Este influential. Ok. Normal, de obicei, dacă este highly influential sau team leader, poți să faci un truc care după ce nu ai acceptat oferta, o să vrea să vorbească cu tine și spui că este jucător influencer în grup și spune că nu s-a văzut așa până acum și că e fericit să rămână la club, dar în cazul ăsta nu merge, care, pentru că e jucător doar influencer și la ăștia influencer o să spună că el nu crede că e așa de, că nu are așa mare importanță, dar nu știu ce să fac. Asta e problema. E cine portă la locul din la Benfica, ok, și ăsta de la Celtic. Asta e scump, frate, n-am bani de. Vreau să văd dacă luam vreun portar de la Grecia, dar nu. Aici nu știu ce să fac. Pentru că nici prea mulți bani nu primim de pe el. Dacă e să-l vând, am rămâne cu Barbosa, care văd că nu a acceptat contractele. Bă, sincer, extension clause, ok, pot să mai dau un extension clause. Sincer, o să activez extension clause-ul ăsta să mai aibă un an de contract. Aici o să acceptăm, dar o să cerem mai mulți bani. O să cerem 600, zic 400, 500 și apost. Ok, 500 și poate să crească până la 750 pentru portalul ăsta de 31 de ani. Deci eu n-aș fi vrut să-l dau, dar nu vreau să mai cauzeze probleme în grupul de jucători, pentru că după, dacă pierd moralul echipei, nu o să mai joace echipa nimic și
O să fim dați afară. Aici niște portabile care m-am uitat eu, era asta de la Sporting, care văd că cer doar 325, dar nu prea pare să fie nimic super wow. Mai e tipul ăsta, din nou nimic super wow, să dau keep scouting. Ăsta aici ce că putem să-l luăm pe 0, să vină din asta, e din approach to sign. First choice goalkeeper. Problema e că dacă ies să vină, mamă ce salariu cere. Da, nu o să accepte. Ok, da. Bun. Am înțeles cum a fost și cu asta și tot și cu asta tot. Zero asta ce că backup. Dacă zici tu că vrei backup. Ok, asta cere salariu mai puțin, dar o să încercăm să scoatem și mai puțin. Poate 8. 9,75, ok. Păi dacă e să vină acest Babacan, ce o să facem este o să rămânem cu Barbosa până la următoarea, până când vine Babacan ăsta, care cred că vine în, a nu, suntem în ianuarie, deci ok, nu vine în ianuarie, vine la sfârșitul sezonului. Și cam, da, cam asta e planul, să rămânem cu Barbosa și până la sfârșitul sezonului și după Babacan trece ca portarul nostru numărul 1, care sincer nu știu dacă e mai bun decât Barbosa, dar e mai tânăr. Barbosa la finalul sezonului o să aibă 37, nu știu cât o să mai joace, s-ar putea să se retragă și de-aia avem neapărat nevoie de portar. Uite aici ăsta de la echipa noastră de sub 19, dar e atacant ofensiv, mijlocaj ofensiv. Nu prea avem cum să-l folosim. Vedem aici dacă pot să fac eu o comparație cu portarul nostru. Ok, dar încă nu putem din cauza că nu-i vedem statusul 100%. Aici spune că are 3 stele. Abaram. Să vedem. Măcar, hei, vine pe 0. Nu trebuie să dăm niciun ban pe el. Și să folosim bugetul nostru pentru altceva. Sincer, nu știu ce jucător am putea aduce. Nu prea sunt jucători care să ne ajute. Și nu vreau să dau banii numai așa ca să-i dau. Bordeaux, se pare că 3,7 milioane. Cam puțin, dar sincer, chiar avem nevoie de bani. Și cum Kagawa nu o să joace, o să joace doar în meciul ăsta când avem nevoie să intre cineva că a luat, nu știu, e suspendat sau așa. În rest, I think it's really struggling to set out the club. Păi frate, te duci, ieși, pleacă de la club, care-ți problema? I have some. Ok, cum niște, nu o să mai spun nimic. Problema e că oferta de la Norwich, pe care am acceptat-o, n-a acceptat el contractul și a picat transferul și n-am primit nici banii. Sper că de data asta să accepte contractul și să reușim în sfârșit să luăm banii. 400 de pe urma lui Pașa Lala. La revedere și Balcan aici confirmat ca fiind jucătorul lui PAOK din sezonul viitor și ofertă aici pentru Inaxon. Pe ăsta e un jucător chiar bun, adică despite you didn't submit my current offer. Ok, deci preferă Burnley în loc de Dinese. Doar 2,7 milioane, sincer, nu o să vând. Mai ales că e unul dintre jucătorii noștri importanți. Chiar nu vreau să rămân cu niciun jucător. Adică avem și noi nevoie de jucători de importanți. O să fie greu save-ul ăsta cu PAOK, pentru că, vedeți și voi, bani nu sunt. Jucători, la fel, avem jucători foarte, foarte slabi. Aici spun că 300K dacă vrem să o cumpărăm imediat. Întrebarea este, vrem să o cumpărăm imediat? Sau rămânem cu Barbosa? Sincer, nu știu, dar nu cred că o să o cumpărăm imediat. Adică Barbosa poate să ducă sezonul ăsta până la capăt.
sincer, doar dacă se accidentează sau ceva, dar dacă se accidentează, l-avem și pe ăsta, Zivkovic. Da, nu o să cheltui bani acum. Să aștept să vină pe zero, cum a venit și Barbosa, free. Și da, rămâne Barbosa până la că intră aici. Minimum of two players. Ia de aici. Și regula asta e foarte nașpa cu doar 5 jucători non-europeni. Era mai nașpa dacă era ca în Rusia. Acolo nu contează dacă e european sau nu. Dacă nu e rus, e considerat. E considerat. Sim. Nu-mi vine cuvântul. Stai așa să văd dacă găsesc. Așa. Aici. Rus. Unde era? Vedeți, maxim 25, fără. Deci în ăștia care. Bă, nu-mi vine mai acum să traduc cuvântul. Stați așa, dați-mi o secundă să caut aici traducerea. Nu-mi vine, pur și simplu acum nu-mi vine în cap. A, străin, ok, asta era. Jucători străini, bun. Deci dacă nu este rus, este considerat străin, chiar dacă e european sau dacă nu e european, e considerat străin oricum ar fi. Și ai voie doar 8, măcar aici ai voie 5 non-europeni, deci e mai bine din punctul ăsta de vedere. Echipa o să fie asta, Zivkovic aici, intră Baba, iese Warda ăsta, vine Pereira. Ok, și asta, da, cred că asta o să fie echipa. Nu cred că o să mai intre altcineva. Asta e Wanted. Dar nu o să-l dăm deocamdată. Mă uitam după un tip, nu mai știu, parcă ăsta, nu era asta. Era ceva cu Tozilis, care știa eu că rămâne pe bancă, că e bun. Abar am unde a dispărut. Am văzut cumva? Abar, dacă l-am, e aici, uitați-l. De asta spuneam. Poate să-i dăm o șansă, decât tot e meci de cupă. De ce nu? Pac, pac. Ok. Să începem aici meciul. I-am dat numărul și la jucătorul ăla. Pam, pam, pam. Hai să trecem mai departe și începe aici meciul. Kaduri scoate de acolo mingea. Colac. Pasă lungă către Michael, interceptată de fundașul lui Volos. Baba. Pentru Michael și până acolo portarul. Stadionul cam gol. Se pare că nu prea e lumea interesată să vadă meci de cupă. Crespo joacă acolo la Barbosa. Varela. Care am scris și el un gol acum, nu mai știu în care meci, dar parcă meciul cu Cianina, dacă nu mă înșel, nu mai știu în care a dat gol. Bueno acum la minge, pasează către Bartolo. Și este gol. Îmi scrie Duvicas. Nu prea am jucat-o bine la faza asta. Să dăm aici un demand more. Chiar ar fi aiurea dacă am fi eliminat din cupă așa de vreme. Dar este acolo Michael, shoot și este gol, mă. Scrie Michael al 8-lea gol din sezon. 1 la 1, minutul 5. Reface aici egalul, foarte, foarte bine. Hai să dăm aici încă o șansă încă o secvență, vă spun, Vierinha către El Cudari, care a pierdut mingea de două ori la rând, El Cudari. Și Dovica acolo reușește să țină mingea în careu, Varela foarte, foarte bine acolo, atent, reușește să recupereze înapoi. Vedem aici, Barbosa joacă la Baba. Baba cu o pasă lungă către Colac, la Michael. Michael trece acolo de toți jucătorii. Michael se duce, șut pe deasupra porții. Aproape, aproape să scrie al doilea gol din meci. Dar nu, se pare că uite aici AEK câștigă contra Ofi. Tot 1 la 0.
Aici o șansă pentru echipa lui Volos cu Teclo, care a încercat două centrale, nu știu ce a fost asta, dar a reușit să îi țină mingea oricum ar fi. Michael acum pe atac, trece acolo de jucătorul lui Velos, șut pe lângă poartă. Zice, cred că mingea aia putea să o paseze, adică avea acolo jucător care putea să joace înapoi, dar a preferat să șuteze. Asta e, nu mai contează. Vierin acolo la Zivkovic. Zivkovic cu o pasă greșită. Ai, ce meci aiurea. Cam domină Volos, sincer. Adică noi avem oportunități, dar pe deasupra porții, pe lângă poartă, adică sunt foarte nașpa. Bueno trece acolo și aproape de-al doilea gol, nu știu cine a fost fundașul care din nou a făcut o mare prostie. Centrare în careu, prinde Barbosa pe data asta. Hai să vedem dacă conoște. Ce pasă acolo către Colac. Frumos acolo, 1-1 cu portarul și... Doamne ferește, ce șut! Ce e asta, dude? Treziți-vă la viață! Fire up! Jucați și voi ca jucători de fotbal ca lumea, nu prostiile astea ce faceți. Ce fost șutul ăla? Spune și mie. Era efectiv 1-1 portarul, deși era și fundașul acolo, dar avea spațiu să șuteze o grămadă, mă rog. Și aici, pe deasupra porții, Michael. Nu reușim să dăm al doilea gol. Nu reușim. Și asta e o problemă. O să scot aici pe Toli și pe Zivkovic. Intră Murk și Vrakas. Și Colac o să iasă și o să intre Suerdesi. Suerdeschi, de fapt. 60 de minute. Nu știu exact cum e aici în Grecia cupa, dacă se termină egal, dacă mergem în prelungiri sau dacă se joacă din nou meciul. O să vedem acum. Dacă se termină egal, normal. Sper să câștigăm meciul ăsta, dar după cum jucăm, nu prea pare. Avem aici Schwab la Michael. Scoate acolo mingea. Frumos acolo el cu Caduri. La Squarteschi, Schwab cu șutul pe lângă poartă. El Caduri cam obosit. O să intre Ninua. Încerce cu oportunitate pentru Murg. Murg acolo. Pasă greșită. Multe pa... Oh, Michael acolo recuperează greșeala fundașului lui Vlos. Michael! Nu o să mai spun absolut nimic. Nu o să mai spun absolut nimic. Și aparent jucăm prelungiri. Dar am fi putut să nu jucăm prelungiri dacă Michael n-ar fi fost un prost și ar fi dat un șut ca lumea, nu o pasă. Dar, mă rog. Prelungirile astea se termină, nu se termină, nu se întâmplă nimica. Și o să ajungem la penalti mai mult ca sigur. Un meci foarte slab. Foarte slab din partea echipei noastre. Da, aici nu se întâmplă nimic și mergem la penaltiuri. Mă rog, nu o să le spun nimic, la asta așa. Noi batem primii cu Varela, care se pregătește să șuteze. Și este gol, mă, scrie Varela. Scrie în primul penalti. Acum Bartolo, echipa lui Volos, are oportunitatea aici să facă 1-1. Șut și este gol și înscrie Bartolo, 1-1. Se-a uitat acolo puțin. Suerteschi. Vă spun de pe acum că am pierdut cupa. O să fim, adică nu cupa, că nu suntem în final, dar o să fim eliminați. Asta vă spun de pe acum.
scrie Michael. Dacă ai fi putut să înscrii și în minutul 93, când aveai oportunitatea să treci, să dai un șut, un gol, să câștigi meciul, nu, tu ai de ce să dai o pasă. 3-2 pentru Volos, bate acum Schwab. Aproape soapă portarului Volos. Ne ține Schwab încă în meci. Și aici Colombo, dacă bate, câștigă. De fapt, nu dacă bate, câștigă, în plus. Dacă bate, dacă îmi scrie, nu mai știu ce am vrut să spun, mă rog. Nu mai am, nicio speranță. Efectiv, după ce pasa aia lui Michael și cu mingea asta în bară, bate acum Mărg și am înțeles. Da. Throw the bottle, uite ce vine aibii de proști. Nu vreau să mai vă văd în viața mea. Sunt assistant, nu o să mai vorbesc cu voi, lăsați-mă pace. Dar da, că aici termină și acest episod, din păcate, prima noastră înfrângere și direct în cupă, adică nu știu, am fost eliminați foarte devreme din cupă. Aia e, nu mai avem ce să mai facem. Vedem aici Pastoni. Vedeți, PAOK a câștigat acum 2 sezoane. Sezonul trecut a fost Olympiacos cu PAOK pe locul 2 și acum ne batem pentru locul 6. Adică ce s-a întâmplat cu echipa asta? Mă rog. Dar da, aici se termină episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Bye bye!